Reuniune emoționantă, nu. Reuniune emoționantă, Luke, în vârstă de 16 ani, s-a reunit cu familia sa după ce a fost dat spre adopție când avea doar câteva luni. Mama lui era atât de săracă încât a preferat astfel să-i ofere o viață mai bună. Băiatul în vârstă de 16 ani a fost dat spre adopție în 2007 de mama sa biologică din Guatemala, care își dorea o viață mai bună pentru el. A fost adoptat când avea 10 luni de o familie americană și a crescut în Los Angeles, California, în Statele Unite ale Americii. De când l-au adus acasă, părinții săi adoptivi și-au dorit mereu ca acesta să se reîntâlnească cu mama sa biologică. La sfârșitul anului trecut, acesta a făcut un test 23andMe pentru a afla mai multe despre familia sa biologică. În 48 de ore, băiatul a reușit să-și găsească mama și cei 7 frați. Sora băiatului, în vârstă de 22 de ani, a documentat momentul emoționant în care Luke s-a reunit cu mama și frații săi. Aceasta a spus: a fost un moment foarte emoționant pentru toată lumea, dar mi-amintesc foarte bine momentul în care Luke și mama sa biologică s-au îmbrățișat. S-au îmbrățișat timp de aproximativ 5 minute, în timp ce plângeau și s-au uitat unul în ochii celuilalt. A fost un moment copleșitor, plin de bucurie, vindecare și durere. Le-a oferit celor doi ocazia de a împărtăși ceea ce a fost pe inimile lor în ultimii 16 ani. Băiatul a fost dus la un orfelinat din Guatemala când avea doar 2 zile, după ce mama lui nu și-a putut permite să-l țină. A fost adoptat când avea 10 luni și și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în Los Angeles cu familia adoptivă, relatează Observator News.ro.